Unul dintre cele mai colorate anotimpuri, toamna a fost sărbătorit și anul acesta de prichindei de la grădinița numărul 9 din Sighetul Marmației. Într-un decor de poveste, copiii au avut parte vineri de multe momente distractive și s-au întrecut în prezentarea celor mai inedite costume de carnaval. Carnavalul toamnei a devenit deja o tradiție pentru instituția de învățământ și în fiecare an cadrele didactice, copiii și părinții se implică pentru realizarea decorului, a costumelor și a momentelor artistice pentru sărbarea dedicată toamnei. Sărbătorim astăzi armonia perfectă stabilită între anotimpul atât de frumos și bogat toamna și dorința copiilor noștri de a învăța atâtea lucruri minunate despre acest anotimp. Suntem tare, tare bucuroase că dumneavoastră, părinții, ați înțeles să ne fiți parteneri loiali în actul educațional. Și spun asta pentru că v-ați gândit dumneavoastră că a vorbit, spre exemplu, despre un măr sau despre un dovleac de pe o poză în grădiniță, nu-i tot una ca atunci când copiii se duc în livezi, când văd ce se întâmplă, lucru pe care dumneavoastră l-ați făcut invitându-i pe copii în livezile și în grădinile dumneavoastră. Sigur că ceea ce văd ei în natură se întorc cu ceea ce văd în grădiniță, iar colegele noastre aprofundează toate aceste lucruri și ați văzut în grădiniță, în expoziția din grădiniță, ce lucruri minunate au putut realiza copiii. Este mare, mare lucru ca la vârsta asta ei să cunoască fiecare lucrușor, să vadă și să facă din ele atât de frumoase lucruri. Dragi părinți, bine ați venit la unul dintre cele mai frumoase evenimente ale grădiniței cu program prelungit numărul 9, cel în care educatoare, copii, păstrăm regula grădiniței și ne costumăm fiecare în ținuta pe care ne-o alegem. Așadar, haideți să aplaudăm pe toți copiii care vor urca astăzi pe scenă la Carnavalul Toamnei! Siempre.
Cadrele didactice și părinții le-au pregătit și o surpriză copiilor, iar evenimentul s-a încheiat cu un moment dulce în fiecare grupă a grădiniței, părinții dăruind câte un tort.